Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. De Camil Petrescu. Personaje: Ștefan Gheorghidiu, Ela, soția sa, unchiul Tache, domnul G sau Grigoriade. Acțiunea debutează cu o discuție aparent banală de la Popota din anul 1916, unde îl găsim pe Ștefan Gheorghidiu în ipostaza de sublocotenent rezervist în Valea Prahovei. Colegii săi discută despre un caz în care soțul și-a ucis soția adulteră, aceștia considerând fapta inutilă, deoarece nimeni nu poate obliga o soție să-l iubească toată viața. Afirmațiile acestora îl determină să izbucnească, considerând că soții au drept de viață și de moarte unul asupra celuilalt. Izbucnirea sa îi uimește pe cei din jur, fără să știe frământările interioare ale lui Gheorghidiu, care își bănuia soția că îl înșală. Era însurat de 2 ani și jumătate cu o fostă colegă de facultate. După cum însuși mărturisește, se căsătorise cu el mai mult dintr-o ambiție că era iubit de una dintre cele mai frumoase și râvnite fete. Căsnicia era liniștită o vreme, mai ales că duce o viață modestă, aproape de sărăcie, iubirea fiind singura lor avere. Intelectual prin excelență, nu înțelege comportamentul cameleonic al rudelor sale, care încercau să intre în voie unchiului Tache, în speranța că, după moarte, ar putea beneficia de averea acestuia. Ștefan Gheorghidiu este singurul care are curajul să-și exprime punctul de vedere sincer spre stuporea întregii familii. Ba chiar mai mult, Nae Gheorghidiu îi reproșează în mod fățiș comportamentul său atipic, considerându-l un filozof fără simț practic. Cu toate acestea, după moartea sa, unchiul Tache îi lasă tânărului întreaga sa avere, apreciindu-i sinceritatea și integritatea morală. Din acest moment, viața celor doi se schimbă radical, soția sa fiind tot mai mult atrasă de lumea mondenă, banul producând modificări reale asupra comportamentului acesteia. Ela este atrasă de această lume nouă, lipsită de griji, preocupată de modă, distracții nocturne, lume în care ea se simte uluitor de bine. În casa unei verișoare, cunoaște un vag avocat dansator, foarte căutat de femei, pe domnul G, iar Ștefan observă că ela este fericită în preajma acestuia și începe să fie din ce în ce mai suspicios că ela l-ar putea înșela. Excursia de la Udobește este una foarte importantă, întrucât, acum, începe să se sesizeze flirtul dintre soția sa, Ela, și domnul G, al cărui nume, îl vom afla mai târziu, este Grigoriade. Deși încearcă să nu-și arate indignarea, gelozia lui este sesizată de o comesiană, o doamnă care îl îndeamnă să nu se supere pentru că așa glumesc femeile. Altădată nu-și găsește soția acasă, el ajungând aici abia dimineață. Ștefan o alungă, fiind convins că niciodată femeia aceasta nu-l iubise și cere să divorțeze, însă după 2 ani cei doi se împacă. Fiind concentrat pe Valea Prahovei, Gheorghidiu aranjează ca Ela să petreacă vara la Câmpul Lung. Îl zărește în oraș pe domnul G și atunci nu se îndoiește că acesta era amantul Elei. Plănuiește să-i omoare pe amândoi, dar se întâlnește cu locotenentul colonel care îl obligă să meargă împreună cu el la regiment. De la acesta află că domnul G vizitează în lipsa soțului o doamnă din înalta societate, fără să știe că soțul înșelat nu era altul decât Ștefan Gheorghidiu. Începând cu partea a doua a romanului, ce debutează cu capitolul 1, a noapte de război, naratorul personaj ne ilustrează o imagine terifiantă a frontului, cu o armată dezorganizată. Acum realizează că războiul și statutul de ostaș nu se aseamănă deloc cu ceea ce știa el din lucrările de specialitate. Nu mai întâlnește aici eroism, ci doar dorința permanentă a omului de a supraviețui și care îl determină să-și schimbe percepția asupra vieții. Gheorghidiu luptă pentru libertatea Ardealului, aflat sub ocupația trupelor austro-ungare. Pe front este rănit și se întoarce la București. Acum Ela îi pare o străină. Își dea seama cu luciditate că oricând ar fi putut găsi alta la fel. Îi dorește casele de la Constanța, absolut tot ce era în casă, de la obiecte de preț la cărți, adică tot trecutul, rămânând singur, războiul fiind o experiență totală pentru el. Tocmai de aceea, scrisoarea pe care o primește în final de la un anonim ce îi confirmă adulterul soției, îl lasă indiferent, deși altădată ar fi dat orice să aibă această certitudine. Sfârșit.